Emi, vreau să spun ceva, câteva lucruri. Acum va fi foarte greu ce am de spus. Greu. Dar trebuie să spun pentru că eu sunt un spunător, nu? Un povestaș. Ca să lăsăm stările clinice la o parte, te-am găsit aici, m-am uitat. Aici la București, știi? Orașul București. Domnule, Bucureștiul nu e oraș urât sau nu știu cum să zic. Dar e mare. Înțelegi? Asta e problema. Singura problemă. E prea mare. Adică nu știu, poate pentru ei nu e mare. Dar pentru mine, eu m-am învățat de copil, mic, încă poate înainte de 5 ani, mă duceam pe râu, în jos, pe galbă. Copii, cu mai mare, nu conta. Mă căuta maica mea nebunită. Despre ea vreau să vorbesc. Deci eu m-am învățat, domnule, măcar de o dată, de două ori pe săptămână, dacă nu în fiecare zi, că n-am. Să mă duc, după ce am mai crescut, să mă duc până la societate, pe stădeal, să vin pe lângă deal, sau înapoi pe stădeal, singur, dacă nu cu cineva, să mă duc, nu știu, pe dealul mare, să mă duc spre Unirea, să mă duc spre Baraj, acolo spre Baraj, când am nici nu știu. Înțelegi? Să umblu, mă, să văd că ajung la ogoare, bă. Și eu și acum. Acum cu COVID-ul mi-am mai ieșit din tabietul. Când a început COVID-ul, că când era înainte de COVID, făceam de mama, în 2013, când am rezistat eroic 2 ani, făceam de mama, chiar toți. Când eram acasă, mergeam pe câmp, dacă puteam, și scriam, și asta, că știi cum e, Nicolae Labiș a fost un țăran care a scris la capșă. Eu sunt un domn care am scris pe câmp. E și asta o contraste, nu? Ca în Toronto sau Dortmund. Și ce vreau să spun? Vreau să spun ceva. În fine, asta o las, nu mi-amintesc. Dar vreau să spun altceva. Dragul meu, Emi, bosule, vreau să spun că eram obișnuit să mă duc pe câmp, știi? Eu să umblu pe câmp, frate. Pe câmp, la pădure, la nimic. Și dacă vrei să știi, uite că am florit mai mult în la fel. Galben, roz, roșii, alb. Deci ăsta a fost motivul pentru care n-am putut să stau eu în Cluj. Pentru că nu mergeam cu autobuzul și acolo drumul e numai la dealuri și la voi, prin oraș. Mai ales unde stăteam eu, în HD-ul și pe acolo. Și altceva, erau distanțe prea mari, și eu Clujul l-am patrulat, într-o parte intrat, dar a mers toate crucile lui. Pardon, până a dat de ogoare, știi, grădici. Bun. De exemplu, eu știu că la intrarea Someșului în Cluj e blocat cu plasă, nu te poți duce acolo. Că vreau să mă duc, știi, ca pictorii, ca Pissarro și că a Grigorescu, dacă nu. A, bun, și ce o să spun? Dar nu poți, domnule, în București nu poți. Poți să mergi 2 zile, nu mai ajungi la capăt. Te rătăcești, te bat. Băia. Dar am găsit aici ceva foarte frumos și e un tip aici care a mers la biserică. Acum, înainte să moară mama mea mai avea de trăit cam 2 luni, 2 luni și ceva, poate chiar 2 luni jumătate. Și aici, dacă te uiți, îi arată pe ăștia, pe mireni, pe popi, pe o slujbă mare, mă. Uite că se potrivește cu, uite, ba nu, parohia, e așa, adormirea Maicii Domnului. Dar vreau să spun că uitându-mă aici, erau multe muieri, femei, știi? Nu neveste, muieri, mai am văzut.
erau și mai tineri. Dar vreau să zic că toată, semăna, oamenii cum era mama mea, știi? Când mergea la biserică, așa făcea și ea, deși mai că era doamnă mare. Dar sunt multe doamne de astea mari. Unele sunt mai domnoase, altele sunt fiecare cum e. Și mă gândeam, știi, pardon, că ăștia erau fericiți, nu știau de COVID, mâncau, făceau de mâncare, venea copilul de la facultate, de la școală, se duceau la biserică, se rugau, se spovedeau, se împărtășau, mai epitropii ăia, mai zugrăveau biserica, înțelegi? Erau fericiți, mă. Și oamenii, cum a fost ăsta, Maher, știi? Ăia m-au ajutat și pe mine, că eu chiar atunci am debutat la... Adică am debutat... Atunci am publicat la București, știi? A fost oameni buni. Și securitatea atunci a fost bună, dar nu despre asta vreau să văd. Nu pot să înțeleg, mă, cum a putut să las atunci cartea și după aia să mă interzică în halul ăsta. Dar știi cum e? Orice adversitate e spre bine, dacă stai cu Domnul. Chiar și eu trebuie să mă rog. Și pe aia mai vorbim, bine? Uite, acum mă rog. Adică stai că ne rugăm amândoi, bine? Hai să citim mai întâi ceva din Biblie. Și pe aia mai vedem. Uite, John. The work of the Holy Spirit. Now I am going to him who sent me. Yet none of you ask me, where are you going? Because I have said these things, you are filled with grief. But I tell you the truth, it is for your own good. It is for your good that I am going away. Unless I go away, that counselor, adică Duhul Sfânt, will not come to you. But if I go, I will send him to you. Bun. Și ce o să spun? E că e frumos, Doamne, acolo. Asta vreau să spun. Apoi mai fac o paranteză și nu înțeleg ce s-a întâmplat după aia. A murit maică mea, săraca. Ce-a fost, mă, cu oamenii ăia, mă, cu parcor norozit, bă. Atât am orchinuit pe mine și dacă ai ști pe ce-a murit mama mea săraca. Am scris, am, în fine, plâns, trebuie singura bloc și mi-am cumpărat un metru și 4-2 sau așa de cub de lemne. Deci un metru, aproape nici 2 metri cub. Și i-am cumpărat de la un prieten, adică un pastor maghiar, și i-am plătit înainte, știi? Și trebuia să-mi aducă omul composesoratul și ăla nu mi-a adus. Și am făcut ajunul de Crăciun singur la bloc, fără căldură, că aveam sobă, știi? Sobă băgată în bloc, nu? Și am stat fără căldură, efectiv. Am stat pe laptop, îmbrăcat și în pat. Și chiar mi-a spus chiar tatăl tău, a zis, mine Pichi, că tu crezi că ăla-i pasă, că tu poți să muri? A zis, burta lui să fie plină. Înțelegi? Și după aia, cu alți bani, m-am dus cu tinel, cu mașina lui. Nu avea o mașină. Și am mers acolo pe Valea Ungurului de Aluncani și un băiat, Luncani, mi-a dat din lemnele lui. Am umplut o mașină, o Dacia, cu lemne, da, cu Dacia lui tinel, și am dat pe 1 milion, 100 de lei. 100 de lei. Că dacă nu, eram fără lemne. Și au adus și ăla niște ce au adus. După ce au tot stat lumea la el, știi? No, și după ce m-au chinuit așa în ultimul hal, și trebuie și chestii,
Am cumpărat odată, mi-am zis, bă, măcar să am ceapă în casă. Și i-am zis la un om, bă, vreau să iau aproape jumătate de sac. Mi-a pus ceapă rea, care era, avea defect, nu se putea mânca. Unul de la supermarket, știi? Ce să mai zici, bă, frate, dacă se duce tata, ar să fie vai de mine, tu crezi că nu? Bun, asta una. Și altceva ce vreau să spun, da, asta mai vreau să zic, că, bă, cu cât s-au împus împotriva mea și după aia, și după ce am fost la spital, și îl opreau mă pe tata, eu pleca tata de acasă la cumpărături, totul rămâneam aici, după am început să traduc iară, să nu știu ce, tradusesem în 2012, că nu le convenea, știi, eu zis un tip, un mafiot din Hatred, omul cu tableta, știi, că îmi luam pe tabletă să citesc cărți sau să scriu ceva, versuri, zicea, bă, asta ce scrie aici, nu scrie și despre noi, ce furăm noi, ce facem noi, ce afaceri facem noi, ce facem. Deci, normal că mor eliminat, știi, că dacă nu-i susții, zice că ești împotriva lor. Ce să le-a poezii, ce să le-a povestie, ce să-i evrei. Uite-te și tu ce-a făcut cu sinagoga despre care am scris eu din Hatzec. O devastat-o toată, m-au spart și rozasa. Nu știu, era cu vitralic, nu era cu... Tot, a făcut-o praf și într-o parte și într-alta la chibla aia ei, sau cum se numește. No, ce vreau să spun, nu să ne ierte. Să ne ierte. Vreau să spun că... Nu, iar eu dacă aș da acolo, nu aș putea să fac față, pentru că dacă vrei să mergi pe câmp sau la o pădure, dar în afara Bucureștiului, trebuie să te duci nu știu unde, mă. Deci nu poți să te duci de la tine din sat, ca să zicem așa, să ajungi pe câmp. Dar nu-i câmpul tău, nu te duci la lucru. Tu să te duci acolo, știi cum s-o dus ăia, mă. Dar nu neapărat cu oameni, te duci singur. Băi, mă duc pe câmp și scriu poezii. Asta nu poți să faci. Și oamenii aici, trebuie să opresc sonorul, oamenii sunt foarte ca lumea. Uite, e lumea mamei mele, asta e lumea mamei mele, înțelegi? Tot felul de doamne, bătrânici, fete, oameni cu... Bine, și oameni, macări, oameni, nu, creștini, credincioși. Dar ideea e că asta e lumea lui mama. Înțelegi? Lumea mamei mele. Nu o să fac pe deșteptul pe aici. Chiar de asta mă refer de maică-mea. Așa era maică-mea, că și maică-mea. Uite, un preot năsos. Asta seamănă cu fratele. Un preot cu potcap. Și nu știu cum îl încăpum atât. Vreau să spun că mama mea îi... din lumea asta, știi, și vezi unele, uite cum e femeia asta tânără, dar nu numai, și o femeie mai bătrână, și asta, și altele mai în vârstă, altele zic că au fost din eleve, și noi am fost aici, la Hatri, nu văd asta, dar zic că anul ăla, și un cartier frumos, știi, e chiar un cartier frumos. Mai mult, ce să zic? Uite, aici e Sfântul, un înger aici. Și aici, la ușă, altceva. Nu, e frumos. Ce să zic, e frumos. Hai. Acum eu nu știu ce trebuie cu ei, ce nu știu ce, dar mi se pare. Pe de altă parte, mi se pare și normal, știi? Să mă depășească așa ceva. Pentru că, da, ce să zic. Eu sunt aici, în habitatul ăsta, știi? Mai mult ce să zic,
Da, e frumos. Poți să imaginezi că poate fi și asta frumos. Dacă așa... Bine, asta era atunci. Acum, nu știu dacă mai e chiar așa. Și asta era în 2011. Acum suntem în 2022. Nu am bine. Deci asta încerc să spun. Că... Eu nu cred că aș putea să fac față. A message about Amon, Jeremiah 49. Concerning the Ammonites, this is what the Lord says. Has Israel no sons? Has she no heirs? Why then has Molech taken possession of Gad? Why do his people live in its towns? But the days are coming, says the Lord, when I will. Da. No. Asta nu se spun. Am mai mult ce să zic, dar mai este o diferență aici. Diferența este de loc evangelizat sau nu. Mă refer biblic. Știi? Biblic.